de YouTube. În clipul de azi vreau să vă propun o rețetă dulce, un desert am putea spune, sau de ce nu o variantă dulce de mic dejun. Este vorba de clătite cu fulgi de ovăz, dar nu numai, pentru că vom pregăti alături și un gem foarte simplu și foarte ușor de făcut cu ajutorul semințelor de chia. Dar haideți mai bine să vedem cum i-am pregătit. Pentru a pregăti această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Un ou, 50 de grame de fulgi de ovăz, puteți să folosiți și fulgi de ovăz întregi sau fulgi de ovăz mărunțiți, nu are atât de mare importanță pentru că oricum îi vom da prin blender. Apoi vom mai avea nevoie de 30-40 de ml de lapte. Vom adăuga laptele treptat în compoziție și vom vedea exact dacă va fi nevoie să-l folosim pe tot, dar din experiența mea cel puțin 30 de ml de lapte este nevoie. Și după cum puteți vedea, am aici o banană cu foarte multe pete negre, ceea ce înseamnă că este foarte, foarte bine coaptă. Și acest lucru este esențial pentru compoziția de clătite. Iar pe lângă acestea vom mai avea nevoie de puțină sare pe care o vom adăuga în compoziție și câteva picături de ulei pentru atunci când le vom coace pe tigaia antiaderentă. Pentru clătite vă propun o variantă de gem foarte simplu și foarte ușor de făcut și pentru acesta aveți nevoie de următoarele ingrediente. 20 de grame de miere, 20 de grame de semințe de chia, am aici căpșuni, eu am avut căpșuni congelate, dar la fel de bine puteți folosi și căpșuni proaspete, am aici 150 de grame, 150 de grame de un mix de fructe de pădure, dar dacă vreți să faceți un gem doar de căpșuni, pur și simplu dublați cantitatea, pentru că am folosit atât aici cât și aici 150 de grame. Dacă vă plac alte fructe, fără nicio problemă puteți să încercați să faceți acest gem cu caise, cu mango, cu piersici sau orice alt fruct vă place vouă mai mult. Și pe lângă acestea vom mai avea nevoie de o lingură două de apă pe care, dacă vreți, o puteți înlocui cu zeamă de lămâie sau suc proaspăt de mere. Am să încep întâi să pregătesc gemul pentru clătite, iar pentru asta mi-am pregătit aici o tigaie. Voi da drumul aragazului și voi adăuga fructele de pădure, așa direct congelate cum sunt. Apoi căpșunile. Și voi mai adăuga și cele două linguri de apă. La nevoie pot să mai adaug apă în plus. Ceea ce vreau eu să fac acum va fi să dezghez practic aceste fructe. Nu vreau să le fierb, în niciun caz nu vreau să ajung cu ele la punctul de fierbere. Vreau pur și simplu să le topesc și atât. Cam așa arată fructele după ce s-au dezghețat. Am oprit deja focul și după cum se vede au lăsat foarte, foarte mult lichid, așa că nu a mai fost nevoie să adaug apă. Le voi transfera acum într-un bol până când se mai temperează puțin fructele pe care tocmai le-am luat de pe foc. Urmează să pregătesc și compoziția pentru clătite, iar pentru asta am aici un blender. Voi adăuga banana, pe care o rup în câteva bucățele, oul, și de asemenea și fulgi de ovăz. Voi mai adăuga și puțină sare și o mare parte din lapte. Vedem dacă va mai fi nevoie. Voi pune capacul și voi începe să mixez. Compoziția este destul de densă, așa că voi mai adăuga puțin lapte. Fulgii de ovăz oricum absorb destul de mult lichid și mai ales dacă compoziția va mai aștepta
5-10 minute până când o voi găti, cu siguranță se va mai îngroșa. Așa că voi mai adăuga puțin lapte și voi mai da drumul blenderului încă o dată. Așa cum v-am zis, am transferat fructele într-un bol, iar acum cu o furculiță voi încerca să le strivesc, dar nu pe toate, pentru că vreau să-mi și rămână bucăți de fructe, dar vreau să am și o pastă care să-mi formeze gemul, de fapt. Chiar sunt curioasă vouă cum vă place gemul, să aibă și bucăți de fructe sau să fie doar o pastă așa foarte, foarte fină. Urmează acum să adaug mierea. În loc de miere puteți să folosiți orice alt tip de îndulcitor, puteți folosi sirop de agave, puteți folosi green sugar sau îndulcitorul vostru preferat. Având în vedere că folosim niște fructe acrișoare, cam este nevoie să adăugăm îndulcitor. Și acum urmează să adăugăm și semințele de chia. Semințele de chia vor face ca acest gem să se gelatifieze destul de repede. Dacă, spre exemplu, gătiți un gem de caise sau mere, pere, gutui, probabil știți că acele fructe au un conținut foarte mare de pectină, mai ales în coaja acestelor. Pectina fiind o substanță care ajută, în general, gemurile și dulcețurile să se închege mult mai ușor, fără gelatină sau alte substanțe adăugate extra. Dar având în vedere că noi de data aceasta nu am fiert fructele, ci pur și simplu le-am pus pe foc pentru a se descheța, dar dacă aveți timp, acest proces poate fi făcut și la temperatura camerei fără nicio problemă, avem nevoie de un agent de îngroșare. Nu trebuie să vă faceți griji, nu veți simți textura acestor semințe, pentru că ele au tendința de a se gelatifia și practic vor crea o masă mult mai densă din gemul nostru. Voi amesteca totul. Este foarte important să aveți suficient lichid în acest gem, tocmai de asta am și adăugat 2-3 linguri de apă extra, pentru că chia își mărește foarte mult volumul, de până la 16 ori față de cum sunt aceste semințe în acest moment. Și tot acest proces se întâmplă foarte, foarte repede, în 10-15 minute. Nu trebuie să-l lăsați pe foc, ci pur și simplu amestecăm și îl vom lăsa să stea la temperatura camerei. Urmează acum să gătesc clătitele, iar pentru asta mi-am pregătit aici o tigaie antiaderentă. Voi da drumul aragazului. Cu pompița de ulei voi pulveriza în tigaie. Cu ajutorul unei pensule de silicon voi întinde uleiul. Mi-am transferat compoziția într-un bol. Ceea ce ați văzut ca și cantitate este potrivit pentru o persoană dacă vreți să vă faceți clătite la micul dejun. Dacă vreți să faceți mai multe porții, pur și simplu dublați sau triplați cantitățile. Urmează să torn acum ușor în tigaie. Vor ieși niște pancakes, de fapt. Voi face câte două și cu ajutorul unei linguri încerc să întind ușor compoziția. Și un aspect foarte important pentru gătirea acestor clătite este să le acoperiți. Atunci când vedeți că au început deja să fac bule deasupra și doar foarte, foarte puțin în centru se vede aluatul mai alb, le puteți întoarce cu grijă.
Și puteți pune capacul din nou. Le voi scoate pe o farfurie. Și voi proceda la fel până când voi consuma tot aluatul. Cam așa arată preparatul la final. Am obținut 4 clătite măricele și una ceva mai mică, iar gemul este deja și el numai bun de mâncat. Vreau să le și gust, așa că îmi voi lua gem și voi pune aici deasupra, peste clătite. S-a închegat foarte bine. Iar acum urmează să-l și gust. Ia să vedem. Cam așa arată. E delicios. Vreau să iau și o bucată de fruct. Tot preparatul este delicios. Gemul are un gust foarte intens de căpșun, dar puteți să-l serviți nu doar pe clătite, puteți să-l serviți și dimineața pe o felie de pâine prăjită, fără nicio problemă. Clătitele, în schimb, mi se pare că au un gust dulceag, cel mai probabil de la banana, așa cum a zis că e important să alegeți să fie una foarte, foarte bine coaptă, iar totul se combină foarte, foarte bine și răsfață papilele gustative, mai ales dacă le mâncați dimineața la micul dejun. Dacă v-a plăcut acest video, aștept să-i dați un like și un share pentru a-l vedea și prietenii voștri. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a nu rata niciunul din următoarele videoclipuri. Și bineînțeles, așa cum știți, aștept sugestiile și părerile voastre în comentarii. Vă aștept și pe grupul de Facebook Alina for Berti Community, vă aștept și pe Instagram, iar până la următorul video, eu vă spun pa!